Cred că în județul Vrancea cetățenii trebuie să știe un lucru fundamental. Oamenii care conduc de peste 20 de ani n-au avut soluții și n-au găsit nicio formulă magică prin care oamenii se simte că duc mai bine. Se pricep foarte bine la combinații, la aranjamente și uitați-vă că județul Vrancea în continuare a rămas un județ pe care îl ocolesc investitorii, un județ cu un potențial extraordinar, unde nu prea se înghesuie lumea să vină să pună o cărămidă solidă pentru dezvoltarea economică a zonei. O zonă extrem de importantă, cu un potențial foarte mare pentru economia agricolă. Sunt bine cunoscute în toată țara vinurile din Vrancea și cred că acest potențial trebuie fructificat mai departe. Nu se discută deloc în această campanie pentru alegerile europarlamentare despre potențialul pe care îl are zona și România, din punct de vedere al economiei agricole, având în vedere că pentru anul 2014-2020, România are un buget negociat de președintele României în Consiliul European de 14.560.000.000 de euro, bani care trebuie să vină de la Bruxelles pentru dezvoltarea economiei agricole a României. Principala problemă pe care am discutat-o cu cetățenii este legată de locurile de muncă. Asta este marea preocupare și noi în Parlamentul European avem responsabilitatea de a susține acel tip de politică economică la nivel european care să permită crearea de locuri de muncă și în particular încurajarea întreprinderilor mici și mijlocii. Întreprinderile mici și mijlocii sunt plămânul capitalismului, al pieței și din punctul de vedere al Partidului Mișcării Populare, care e punctul de vedere al Partidului Popular European, se pot crea locuri de muncă dacă taxele și impozitele sunt diminuate. La fel cum în planul politicii externe avem opțiuni foarte clare. Cine e iubitor de Putin și vrea să-l susțină pe Ponta și vrea să-l susțină pe Corlățean într-o politică lașă față de Moscova, să voteze PSD. Ni s-a cerut să fim un soi de detectiv, să identificăm unde este domnul Oprișan. Nu putem să facem acest lucru, dar vreau să vă spun că sunt încă o dată mirat de deresponsabilizarea liderilor politici PSD-iști. Pentru că dacă nu-i vedem făcând circ la televizor cu cortegii, cu la mare, cu mazăre, dacă nu-i vedem amenințându-se reciproc ca în filmele cu mafioți, ați văzut? Negoiță versus Ghiță. Dacă nu aflăm din presă că un fost senator PSD a fost arestat, sau prefect PSD a fost arestat la Galați pentru că a pus la cale asasinarea unui adversar politic, îi vedem absenți sau nu îi vedem, nu știu cum să mă explic. Descoperim că sunt absenți. Ce oameni sunt ăștia care primesc responsabilitatea gestionării administrației publice, la nivel local, primari, șef de consilii județene și ori se poartă ca mafioții, ori se dau un spectacol precum mazăre, ori nu sunt la servici. Ni se cere nouă de la București să facem pe detectivii ca să aflăm unde e Oprișan, dacă e în Israel, sau în Qatar, sau în Mexic. Fraților, nu știm, dar îi cerem domnul Oprișan să se întoarcă la treburile obștești, că el a vrut să fie președinte Consiliului Județean. Noi nu i-am cerut acest lucru. Partidul Social Democrat în acest moment la 30-35% în sondaj. Și s-a dat ordini, se spune, în diverse locuri din țară, ca pe toată țara să obțină 10% în plus. Facem un apel de aceea la toți oamenii de bună credință care nu mai acceptă să se pune votul, să iasă pe 25 mai să contracareze acest val de fraude pe care îl pregătesc baronii PSD. Repet, baronii PSD se pregătesc să fraudeze votul din 25 mai. Li s-a dat în unele județe țintă de 80, dacă nu 90%, pentru a obține pe plan național această medie, acest rezultat sintetic de 45% și se pregătesc fraude care să salte de la scorul național de 30-35% la 45%. În puținul timp, domnul Preda a reușit să treacă în revistă
localități importante și totodată reușește să identifice problemele concrete cu care se confruntă cetățenii județului Vrancea. A constatat că în Vrancea există un număr mare de șomeri, că există un număr mare de asistați sociali, legați umbilical de primarii PSD, care îi manipulează cu mare ușurință la vot. A constatat că oamenii trăiesc din ce în ce mai rău, pe o piață concurențială neloială, pe piața vinului, băuturi fermentate liniștit și vin natural. A constatat că în Vrancea deplasarea liberă și exprimarea liberă este îngrădită. A constatat și chiar este îngrijorat de faptul că și dumneavoastră e posibil să nu mai puteți să vă faceți treaba în calitate de media. A constatat că toate instituțiile statului sunt controlate politic. A constatat că foarte mulți copii nu mai pot frecventa școlile în Vrancea, nu mai pot face naveta din localitățile lor spre oraș, la școală și înapoi, ca urmare a lipsei banilor de la părinți. Deci a constatat că Vrancea trăiește mult mai rău decât prezintă Oprișan și cu susținătorii lui, susținătorii lui fiind asistații sociali, fiind cei care sunt înfiletați la robinetele de bani publici și cu grupurile de interese. Oameni care nu se pot exprima liber pe stradă, care de fapt ne simpatizează, cred în dreapta, cred într-o alternativă corectă și realistă, dar le e frică să se afișeze. A venit momentul în care teama și frica trebuie să dispară. În condițiile în care veți rămâne în această cotilie și nu vreți să evadați din ceea ce înseamnă roșul ăsta nebunesc, înseamnă că vă doriți să vă închinați la tata Putin cu secera și ciocanul în mână.